ce aliment nu ai putea să trăiești? Mă gândesc și cred că este o legumă, avocado. De ce anume? Îmi place foarte mult, îmi place gustul, îl pregătesc și eu foarte bine și este foarte sănătos. Castraveți, poate. Uite, în momentul ăsta, fără pepene. Fără pepene roșu este mandatory. Nu, glumesc. Cred că, dacă ar fi să spun după preferință, aș spune brânza. Îmi place brânza de mor. Aș putea să mănânc brânză cu dulceață, brânză cu prăjituri, cu de toate. Cu ciorbă. Da, brânza. Castraveți. Da, pentru că au foarte multă apă, nu îngrașă, au foarte multe beneficii. Asta mi-a venit prima oară în minte, dar îmi plac foarte mult. Măr! Uite ce răspuns rapid, pentru că îmi plac merele foarte mult și nu există. Dacă trece o zi fără să mănânc cu măr, mi se pare că... Sau un fruct, în general. Eu sunt mare consumatoare de fructe și legume. Cartofii! Cartofi prăjiți și cafeaua. Nu știu dacă e... Da, cafeaua. Da, e. Dar cartofii, pentru că sunt preferații mei, mai nu pot fără ei. Chit că poate nu sunt cei mai sănătoși prăjiți, că mi-așa îmi plac, dar chiar n-aș putea. Pește. Pește dimineață, prânz și seară. Da, pește. Pește, fructe de mare, ouă, salată. Deja ai trecut la... faci o listă întreagă, nu? Nu? Da. Fără somon crud, dacă vrei aliment raf așa. De ce anume fără somon? Crud mai ales. Îmi place mult să așimi de somon și simt așa că îmi dă tot ce am nevoie. Da, am mâncat foarte mult și în sarcină, în ambele, deși teoretic unii spuneau că nu-ți face bine, dar mie îmi face foarte bine. Mi-e foarte greu să trăiesc fără pâine, am observat, dar nu cred că e imposibil. Fără pepene. De ce? Pentru că îmi place foarte tare și sufăr iarna, adică chiar am fost în vacanță acum ceva timp și am fost în Egipt și simt primul lucru pe care l-am întrebat, pepene, aveți? Din păcate nu aveau decât pepene galben, îmi place pepenele roșu. Eu iubesc avocadoul, deci mă trezesc de dimineață și am în minte doar avocado. Cred că avocado, da, și cafeaua. Uite, îmi plac ouăle, îmi plac omletele și, mă rog, sub toate formele în care le pot folosi, chiș și așa mai departe, tot felul de preparate. Uite, da, ouă, bio, cum zice Thomas. Bio, mama, da, bio. Cred că ne adaptăm. Fii tu atentă ce spun, că după 38 de ani noi suntem periculoase rău. Ne adaptăm, mai ales pe ce vii din junglă, din toate nebunile pe unde am fost eu. Nu cred că, cred că fără iubire nu putem trăi. În rest, alimentele le... Le păcălim cumva.